Polițiștii biroului rutier Timișoara au acționat pe zonele cu risc rutier ridicat, dar și pe principalele bulevarde ale municipiului Timișoara pentru combaterea indisciplinei conducătorilor de biciclete și a pietonilor. Polițiștii împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român Timiș au verificat starea tehnică a vehiculelor care se deplasează pe drumurile publice. În cadrul activităților au fost legitimate 291 de persoane, controlate 220 de autovehicule și 54 de motociclete. În urma controalelor efectuate au fost aplicate 125 de sancțiuni contravenționale în valoare de 11.520 de lei. 47 dintre acestea au fost aplicate bicicliștilor, 7 pietonilor și 4 motocicliștilor pentru încălcarea regulilor de circulație. Au fost reținute 2 permise de conducere și retrase 21 de certificate de înmatriculare. Polițiștii continuă acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.